FNAF Movie este un nou univers FNAF ce pare oarecum opusul celui din jocuri, dar chiar și așa, această idee este destul de interesantă. Un lucru însă e faptul că există anumite conexiuni care să ne conducă către aflarea secretelor acestui univers, dar chiar și așa, astăzi aș vrea să dezvălui adevăratele intenții ale lui William Afton în film. Atenție, acest videoclip conține spoilere, spoilere chiar majore, așa că dacă nu ați vizionat filmul, vă așa cum să ieșiți. Și bineînțeles, nu uitați să spulberați ce buton de like. Și de asemenea să vă abonați, că să fiți la cu tot ceea ce postez și bineînțeles activați clopoțelul pentru a primi fiecare notificare. Așa că fără alte cuvinte, luați-vă popcornul și să-i dăm drumul. După cum știm, William Afton în film se prezintă pentru prima dată ca fiind omul ce îi dă lui Mike slujba de Nigel. Asta după ce îl privește în ochi comportându-se de parcă l-ar cunoaște de undeva. După cum știți, în clipul trecut am teoretizat că Henry este tatăl lui Mike. Și totodată partenerul de afaceri al lui William Afton. Ei bine, ideea e că Vanessa în film numește locul unde s-a întâmplat tragedia cu Garrett Nebraska, însă acest document ne informează că filmul are loc în Minnesota, iar distanța dintre Nebraska și Minnesota ar fi cam 10 ore de mers cu mașina aproximativ. Asta susținând și mă multe teoria cum că Henry ar fi tatăl familiei Schmidt, mai exact susține ideea că răpirea lui Garrett a fost una planificată, întrucât Afton a parcurs un drum extrem de lung pentru a răpi pe acesta. Nu putem spune nici că familia Afton alături de familia Schmidt au mers împreună, deoarece Michael îl percepe la început pe William ca fiind un străin, iar atunci când l-a răpit pe Gerard nu i-a recunoscut mașina. Locul ăsta indică faptul că William a urmărit în mod intenționat familia Schmidt doar pentru a răpi pe Gerard. Acum revenind la începutul filmului, atunci când Mike a intrat în cabinetul lui William, imediat după ce Afton a aflat că pe acesta îl cheamă Smith a decis să-i ofere o slujbă de Nigel, însă ideea că William nu și-a dorit ca Mike să moară. Asta, din simplul fapt, că la final filmului îi spune Vanesei că slujba ei era să-l țină departe pe Mike de adevăr și să-l omoare dacă afla prea multe. Lucrul ăsta concluzionează că William inițial nu și-a dorit ca Michael să moară, ci tot ce a vrut a fost un om competent care să preia slujba de naigoară la pizzerie. Însă ideea e că William l-a considerat competent pe mai din momentul când i-a citit numele de familie Schmidt. Până atunci el vorbind cu Mike ca și cum ar fi un nătăfleață sau un pap lapte, dar faptul că Mike e un Schmidt l-a făcut automat pe Willy să creadă că Mike ar avea un potențial bun. Mai exact, se aștepta ca Mike să aibă un potențial mult mai bun decât tatăl său pe Henry Schmidt. Cu alte cuvinte, William se gândea că va coopera mai bine cu Mike decât cu Henry în această afacere, însă pentru orice eventualitate, el și-a trimis fica, adică pe Vanessa, pentru a avea grijă ca Mike să nu descopere secretul tatălui său. În film vedem clar cum Vanessa la început respectă planul, dar în momentul când Mike o ia pe Abby la pizzerie, iar aceasta se apropie de animatronici, Mike află adevărul despre animatoni. mai exact faptul că sunt posedați, dar totodată ne este dezăluit că Vanessa nu e la fel ca tatăl său, astfel ea nespunându-i adevărul lui Mike, dar nici ucigându-l, chiar dacă a aflat secretul din spatele animatonilor. Pur și simplu, ea nu voia ca Abby să moară și a spus lui Mike să nu o mai aducă niciodată la pizzerie. Iar cu toate că Mike n-a făcut-o, Golden Freddy a fost cel ce a adus-o. Golden Freddy pare a fi totodată liderul celor și în suflete, pentru el e mereu cel ce interacționează cu Mike în visele sale, iar acolo mereu se află în fruntea celorlalți, fiind mereu extrem de serios și deloc copilă os. Animatron posedat de sufletul acelui copil mai exact Golden Freddy, având un singur ochi albastru sălucitor ce în cazul lui reprezintă sufletul dinăuntru. Totodată faptul că acesta are un singur ochi albastru a indica că e posedat de un singur suflet și nu de două, pentru că dacă ar fi fost două, ar fi avut doi ochi albaștri. Știu, m-am cam deplasat puțin de la subiect, dar trecem peste. Aceea a fost totodată noaptea când William, sau mai bine zis prin banii în ochii animatronicilor, le a donat acestora să-l pe Mike. Cel mai probabil bagand niște jală, e si și niște minciuni. William vând în lucrul ăsta mai zamata lui Mike deoarece a aflat prea multe și se temea că probabil Mike îi va dejuca planurile, așa că a decis să-l omoare iar detaliul ce confirmă că în acel moment William nu mai avea nevoie de Mike e chiar faptul că îi dezvăluie acestuia cum l-a ucis pe fratele său Gert. Faptul că îi spune lui Mike asta înseamnă că nu îl mai interesează dacă acesta știe adevărul sau nu. Ba chiar i-a făcut o favoare într -o cât Mike în film încearcă în disperare să afle adevărul despre fratele său Gert și mai ales să afle care este responsabilul pentru moartea acestuia și, ei bine, William a dat efectiv cărțile pe față total zicându-i că el este cel care l-a ucis pe Gheel. Iar William în același timp regretă că a dat fail în angajarea lui mai deoarece se aștepta la ceva mai bun, dar în schimb acesta a aflat adevărul despre animatorii posedați și s-a întors împotriva lui și chiar și Vanessa a făcut-o, William ucigând-o sau... Mă rog, a încercat să o ucidă de Sunt destul de sigur că e încă vie, dar e doar în comă. Totodată, lucrul ăsta ne dă puțin de gândit Deoarece William a încercat să-și ucidă un membru al familiei. Și nu orice membru al familiei sale, ci chiar fica sa. Iar asta însemnând că William, chiar dacă era genul de psihopat care își iubea familia, ținea mai mult la el decât la familia sa și... Că dacă va trebui să-și ucidă familia în avantajul lui o va face oricând, ba mai mult William nici nu părea că ar fi regretat decizia de a încerca să-și ucidă fica, asta judecând după fața lui de după acel tragic incident, pur și simplu din ce văd William încerca să angajeze persoanele cu potențial mare pentru planurile sale, acesta încercând să găsească omul potrivit de care să se folosească. Ce e de menționat e că atunci când jaful de la pizzeria a avut loc, Jeff, adică unul din fă a intrat în biroul unde lucra Mike pe timpul nopții, însă nu era nimeni acolo, semn că în acel moment nu lucra nimeni pe DayShift. Totuși să nu uităm nici că William a încercat să ucidă pe Abby manipulând animatonii că așa vor avea pe cineva cu care să se joace alături de ei, pentru că după cum știm există acea scenă în care animatorii sunt super friendly și nu sunt absolut deloc scary. Scena care și-a luat chiar foarte mult hate de la fani, dar făcând o retrospectivă a ceea ce vedem, vom constata că scena respectivă este de fapt una foarte tristă ce reprezintă ceea ce sunt de fapt animatorii, mai exact ei sunt doar niște copii a căror suflete se află în corpul corpuri de roboți care totodată încearcă să-și apere casa, adică pizzeria. Asta atunci când e cazul, intrând în modul agresiv, de exemplu, când acei făptași au încercat să o jefuiască, dar alături de Abi nu era cazul. Adică ei se comportă ca niște copii pentru că, din nou, asta sunt ei de fapt. De asemenea, ochii animatronicilor depinde starea sufletelor cei posedă, întrucât cu cât sunt mai roșii și agonia sufletelor e mai mare. La Golden Freddy fiind cu totul altă poveste pentru că sufletul din interiorul său se manifestă oarecum ca un ochi. Iar încă un lucru ce și-a luat hate este scena cu sprinlocurile, locurile pentru că William nu a făcut ca toți dracii așa cum ne așteptam. Dar adevărul e că în momentele când ești străpuns de sprint locul, cozile tale vocale sunt străpunse. Așa că nu poți sipa, lucru confirmat chiar și de Scott. De asemenea, scena când animatorii înciliau pe Afton după ce a fost răpuns de locuri, a fost inspirată din The Silver Rice, adică este exact ca acolo. De asemenea, la final îl vedem pe William care din ce văd este viu, exact ca în cărți și încearcă să se obișnuiască cu controlul noului său corp alături de sufletul lui Golden Freddy ce îl privește, iar prezența sa pare să-l confirme pe acesta ca fiind spiritul răzbunător în acest univers și totodată mă duce cu gândul la povestea The Man in Rome, de asemenea, încă un lucru ce trebuie menționat, zic eu, e că și culorile de pe haine lui William au o semnificație. Galbenul de pe el reprezintă pe Spring Bunny, care mereu a fost arătat ca fiind cineva pozitiv. Iar movul reprezintă cum este William, de fapt, un criminal ce ucide copii din cauza poftei sale de sânge și care totodată mereu când comite câte ceva este reprezentat ca fiind mov, inclusiv un film, iar galbenul este o acoperire pentru acesta. Dar ce pot să zic, cam astea sunt adevăratele intenții ale lui William Afton, de fapt, în FNAF Movie. Sincer, mă duce puțin cu gândul la varianta sa din cartea de Silver Eyes, dar ideea e că Afton, cu toate că ține la familia sa, ține mai întâi la el, iar dacă e cazul să i ucidă, pentru a se salva pe el, o face fără asta pe gânduri. El încearcă să găsească omul perfect pentru slujba de Nightguard în film și totodată un om care să aibă un potențial mare. Momentan putem spune că acestea ar fi intențiile lui William Afton în acest univers, cel puțin în primul film. Probabil că în al doilea ne vor fi dezvăluite mai multe, probabil că nu, dar ideea că William Afton din FNAF Movie, cu toate că poate nu pare la prima vedere, chiar este un caracter complex, el fiind în stare de orice în momente extreme. Și cam acesta a fost episodul pe spun. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de genul, nu uitați să spulberați acel buton de like, să vă abonați, să activați clopoțelul să dați share la prieteni voștri. Aștept părerea voastră în comentarii despre ceea ce am discutat în acest clip. Aveți și server de Discord de asemenea în descriere. Eu am fost Slimer, ne mai auzim.